Slăvit să fie Domnul! Amen. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară sună atât de frumos pentru noi ca să luăm seama. Știți cine o spune? O spune Domnul pentru noi. Uitați-vă ce scrie cuvântul Domnului, Iov, capitolul 33, versetul 14. Spune așa. 33, versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul sau într-altul. Dar omul nu ia seama. Dumnezeu în seara aceasta ne cheamă la veghere. Știți, noi cei mai mulți de aici suntem tați. Și tata, sau și mama de altfel, au obligația sau sunt responsabili să aibă grijă de copiii lor, să avem grijă fiecare, nu? Și supraveghem. Și atunci, noi care suntem oameni mai mari trecuți prin viață, nu? Am trecut prin anumite probe, anumite școli și ne spunem, mă, vezi să nu iei pe acolo. Ai grijă. Să nu iei pe acolo, că nu-i bine. Nu? Dacă vezi copilul că se duce la foc, tu spui, nu te du acolo. Că te rănești, te arzi. Domnul vine și ne spune în seara aceasta, luați seama. Știți, nu se referă la lumea întreagă. Nu. Știți pe cine avertizează Domnul în seara aceasta? Biserica Lui. Aleluia. Doamne, dar la ce să luăm seama? La ce? Și uitați-vă ce spune. Că vine ziua aceea. Vine o zi, dragii mei. Voi mai credeți în ziua aceea? Amin. Și să știți că ziua aceea nu e așa. Nu e o zi de soare. Nu? Nu. Cuvântul Domnului, dacă nu greșesc chiar în fapte, zice, de negură, nu? Se întunecă cerul. Vine o zi de groază. Și El tocmai vrea să ne scutească pe noi ca noi să fim gata să putem să ne întâlnim cu El. Noi avem o întâlnire cu El. Slăvit să-i fie numele. Aleluia! Ia seama! Să nu te atingi de cei leproși, spunea la un moment dat Deuteronom, Domnul poporului lui Israel. Adică să te ferești de ei. Nu? Ia seama să nu uiți. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului, Deuteronom, capitolul 4. Uitați-vă ce scrie cuvântul Domnului. Da? Deuteronom, capitolul 4. Spune așa. Citim versetul 22, 23. Uitați-vă ce spun. Așa. Uitați-vă ce spun. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământului pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți niciun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit-o Domnul Dumnezeul tău să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos. Auzi de ce să iei seama? Auzi de ce să vechezi? Haideți să mergem mai departe.
Deuteronom, capitolul 8. Citim de la versetul 11. Vezi, ia seama într-un cuvânt, să nu uiți pe Domnul Dumnezeu tău. Până acolo, încât să nu păzești poruncile, rânduielile, legile Lui pe care ți le-a dat azi. Și auziți acum. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, nu cumva e pentru noi, generația asta noastră? A? Nu? Case frumoase, mâncare de ce vrei și ce nu vrei, frigiderele pline, nu? Auziți? Când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama! Nathan, ia seama oricare din noi de aici! Aleluia. Să nu ți se umfle inima de mândrie, auziți? Ce ne paște? Uitați-vă ce ne urmărește! Când Dumnezeu lucrează cu bine în dreptul nostru, știți ce următoare? Știți care urmărește? Ce urmărește diavolul să aducă capcana peste tine? Îi mândria! Că asta vine de la diavol, asta e arma lui! Și auzi ce spune? Și să nu uiți pe Domnul tău care te-a scos din țara Egiptului și din casa ta. Și mai jos spune. Ca să nu zici că din puterile tale, prin lucrările tale și așa mai departe, toate astea le-ai făcut tu că ești înțelept sau deștept. Nu. Ia seama. Și uitați-vă ce spune. Zice ca fiecare, ne întoarcem înapoi la Luca 21, să ia seama în dreptul lui. La voi înșivă! Auziți? Ca nu cumva, ca nu cumva să vi se îngreoieze inimile de îmbuibare, de mâncare și de băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și fiți foarte atenți. Astfel, într-o stare de îngrijorare, de îmbuibare, tu nu mai ai ochii ațintiți sus. Să vă vine Domnul. Să cauți părtășia, să cauți rugăciunea, să cauți cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai trezit de dimineață, una, două, fugă la treabă. Ca un om bezmet. Nu? Așa. Îngrijorarea acolo te împinge. Acolo te trimite. Și ziua aceea nu-i vinovat Domnul dacă te va prinde ziua aceea pe tine într-o stare de îmbuibare și de îngrijorare. Nu-i vinovat. El a făcut tot pentru ca tu și cu mine să fim mântuiți. Amin. A plătit prețul. Slăvit să-i fie numele. A venit, spunea fratele, a dat cerul, a renunțat, a vândut tot să cumpere comoara asta. Să ne ia pe noi. Eram aruncați acolo. Ne-a venit El, ne-a spălat, ne-a îmbrăcat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ne-a așezat aici, în lumea asta murdară, păcătoasă, ca să-L așteptăm. Amin. Nu să dormim pe ureche. Nu? Bă, ca cele fecioare alea nechipzuite, stăpânul zăbovește. Nu? Stăpânul zăbovește să mai vină. Credeți voi? Nu. Știți de ce mai tot prelungește Domnul așa? Ca să se împlinească numărul de plin. Așa scrie. Haideți
să, uitați-vă ce scrie 2 Petru, capitolul 3. Să ne uităm ce scrie Biblia aici. Că ea ne clarifică. Cel mai bine aici, nu? Domnul, zice, 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. El, nu întârzie. Auzi? În împlinirea făgăduinței Lui. Adică de venirea ziua aceea, să știți. Nu întârzie. El nu întârzie. Cum cred unii. Că unii zic, s-a dus. Unde-i făgăduința? Mai sus zice. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la început. Că cine a venit să facă, nu știu, că odinioare erau cer și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din ape și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de ape. Ei zic, unde e, Domnule? Că doar de atunci. Dar El nu întârzie în împlinirea făgăduințelui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi. Aleluia! Că ne iubește mărire Lui. Aleluia. Și vorbeam cu cineva asta și spuneam, dacă întinde, nu iau în dreptul cuiva să-L întoarcă. E numai mila și harul Lui. Da. El te vrea cu gelozie. Gelos. Spune, nu? Că dorește ca niciunul din voi să nu piară, ci toți ăștia la numărul de plin să vină la pocăință. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la asta. Vedeți de ce întârzie Domnul, dacă putem spune așa? Că te așteptă pe tine să te întorci. Nu? Să te căiești. Că spunea David, că unii știi ce fac, păcătuiesc și își lasă păcatele acolo. Știți, David, la un moment dat, în Psalmul 32, mărturisește și arată ce trebuie să faci și tu și eu. Ce a făcut el. Nu? Zice, mamă, am păcătuit. Și mi le-am pus sub preș, mi le-am ascuns. Și câtă vreme mi le-am ascuns, parcă trupul ăsta, Doamne, se topia în fiecare zi. Se usca vlaga în mine. Nu mai era viață, nu mai era bucurie, nu mai era rugăciune, nu mai era nimic. Nu mai era bucurie în cântare. De cum să nu fii bucuros să cânți aici în casa Domnului? Aleluia! Dar s-a trezit El și a revenit și că a zis El, auzi ce, dacă eu nu mărturisesc păcatul meu, mi-l scoate Domnul la față. Nu? Ați găsit? Da, uitați-vă ce scrie aici. Haideți să ne uităm în Psalmul 90. Scrie un cuvânt așa. Da. Așa scrie. Da, fraților, nu avem de cine. De mine vă ascundeți. Eu de voi mă ascund. Dar uitați-vă ce spune. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre. Și tu le ascunzi. Dar într-o zi ți le scoate tot. Toate așa pe bandă. Auzi ce spune. Și scos la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. David și-a dat seama și el a zis, eu nu vreau să mi le scoată Domnul. Le scot eu, le mărturisesc eu, ca să mi le șteargă și să mi le acopere. Aleluia! Mărire lui Iisus. Spunea El, atunci când m-am trezit, când mi-am revenit, când am înțeles iubirea Lui, slăvit să-i fie numele, mi-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legile. Nu? Așa scrie. Și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Mi le-a acoperit Hristos. Dacă până acum ai fost îngrijorat, frământat,
Ai comis păcate, le ascunzi și ți le ascunzi. Bă, nu știe mama, nu știe tata, nu știe frații, nu știe păstorul, nu știe mai știu cine. Le știe Hristos. Și e mai bine să le scoți, să le mărturisești, că în felul ăsta iei seama la cuvânt, că va veni ziua aceea peste tine. Și poate veni fără veste. Nu? Fără veste. Știți cum vine ziua aceea? Ca un laț. Știi ce înseamnă ca un laț? Mi-aduc aminte când eram copil. Erau foarte mulți câini în sat. Nu prea erau garduri. Cum eram acolo, cum am crescut. Vorbeam cu cineva astăzi. Am zis, bă, că noi când eram mici eram prostuz, rău, Doamne. Că ăștia mici acum au avioane. Nu? Și mi-aduc aminte, fraților, chiar cu fratele Dan al unui istorie. Eram acolo la două case, vis-a-vis. La bunicii lui ne-am dus în curte. Era gardul rup și am pus acolo un laț. Am prins un câine, un laț. Ei, înseamnă o capcană. Așa va veni lațul peste oameni. Da? Dar nu peste biserică. Nu. Peste Lot n-a venit lațul. Nu? Însă peste cinerii lui a venit. Nu? De ce credeți? Pentru că știți ce au făcut ei? N-au luat seama. A venit Lot la ei și a zis, băi, vine focul, nenorocirea. Uite, a venit îngerii, mi-au zis că hai să ieșim din Sodom. Credea cinerii lui că Lot glumește. Că erau îngrijorați. Că ne frământăm și ne îngrijorăm și că încolo nu iese nimic. Tot ce hotărăște El, tot aia dă Dumnezeu. Căutați mai întâi. El o spune, fraților, iubiții mei, Domnul spune pentru noi. Dacă suntem în seara aceasta aici, este numai mila și harul lui că Domnul vrea să ne trezească. Pe toți, de la mine până la ultimul. Nu ne jucăm. Îmi spunea mama mea, m-am dus să-mi vizitez părinții un pic, am avut puțină treabă. Și taică mi-a zis la noapte la două, s-a trezit sufocat, nu mai putea să respire. A zis, mama, n-am crezut că se mai... cum mai duce. Da? E în adunare, tata. Și am zis, spun. Toți plecăm mai devreme sau mai târziu. Dar unde? Unde ne ducem? Că trebuie să fim atenți la vorba noastră, la glumele noastre. Scrie Matei, capitolul 12, că din cuvintele tale ai fi scos fără vină. Și din cuvintele tale, eu sunt dit. Că ne jucăm cu păcatul. Nu? Ce să facem? Vorbim ce nu trebuie. Gândim ce nu trebuie. În multe rânduri am atras atenția la multe persoane, chiar din familie mea. Nu te juca cu vorbele. Nu te juca. Nu. Fii atent la fiecare cuvânt pe care îl spui, pe care îl rostești. Că-i Dumnezeu care cântărește toate și le știe. Frații mei, unde am pornit? Spre ce am pornit? I-am pornit spre cer, spre împărăție. Ne-a dat-o Domnul în dar și ne spune acum, ia seama, omule, tânărule, cine ar da fratele Dan acum? Cine ar da familia? I-am vizitat la rugăciune, am văzut tulburați, negrijiți, plângeau.
Mi-a rupt inima, mi-au rupt inima copiii, strigau, disperați. Cine ar fi dat ei să facă cineva ceva? Dar ce putem să facem noi, niște muritori, un abur, un fir de praf? Îndrăgostiți dostia, așa e omul, așa e viața omului! Ce să nu ne adunăm? Punte, nu? Ți-a dat Dumnezeu harul să se-ți aduni punte. Cum îți dă un car la pecul, de câte ori pui acolo, ți aduni acolo punte, nu? Ți adun punte. Plecăm. Dar nu are importanță când. Are importanță cum plecăm. Da. Și unde plecăm. El mi-a zis, mă duc, Iisus, așa cum a venit El și a cumpărat comoara asta și a pus-o aici și a zis, acum eu mă duc, mă duc. Am venit, am făcut lucrarea asta de mântuire pentru toți oamenii, pentru lumea întreagă. Nu numai pentru oamenii cu școală, nu numai pentru oamenii pregătiți, nu pentru analfabeți, pentru oameni cu handicapuri. A venit El să restaureze viața oamenilor, slăviți să fie Domnul. Și a restaurat, ne-a așezat aici, în biserică. Și lipsim de multe ori, nu ne pasă, punem pe ultimul loc. Îmi duc aminte de fratele care vorbeam cu el și spuneam, hai la biserică. Ce vă spun, vă spun real. Și acum tot rugăm pentru el. Și mi-a zis, mă duc acasă să văd, dacă nu am treabă, o să vin și eu la biserică. Dacă nu am treabă. Acum nu mai poate veni la biserică. Nu mai poate. Acum ar fi dorit și cred în toată inima. Dar nu mai poate. E cu dializa, a fost bolnav de COVID, eu mai știu ce, care e situația cu el. Și-l amintim de fiecare dată, fratele Ilie, ne rugăm pentru el. Că de ce? Punem pe ultimul loc biserica, slujirea, noi nu înțelegem că dacă venim în biserică, în casa lui Dumnezeu, nu-i facem un favor lui Dumnezeu. Nu, nu! Nu ne facem favor. Adunăm puncte aici. Îți curățești viața. Te sensibilizează Duhul lui Dumnezeu. Începi să-ți mărturisești păcatele. Mărturia lua cu cel vechi, fariseismul, viclenia din viața noastră, o dăm afară. Că numai aici ne cercetează Domnul. Când spunea David, mă bucur când mi se zice la casa Domnului. Hai la casa Domnului. Păi aici ne vorbește Dumnezeu. Nu în alte locuri. Nu, nu. Acolo ne împovărăm cu îngrijorări. Și cu frământări. Să aibă milă Domnul de noi. Amin. Și Domnul vine și spune, ia seama, bine înși-vă la voi. De ce? Că El vrea să aducă biruință. La un moment dat spunea fratele Andronic, când spuneam noi de situația asta cu vaccinul, cu certificatul verde, zice, fraților, dar nu ne predicăm despre venirea Domnului. Atunci ce facem? Frații mei, foarte adevărat. Dacă ne-a dat Dumnezeu aici, ne-a dat să ne folosim de ce avem, până când vine Domnul. Amin? Amin? Dar să căutăm mai întâi. Asta-i porunca lui. Noi nu vă spunem aici cam ce am vrea noi să vă spunem. Nu, nu. Nu, nu, e porunca lui. Zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Amin? Amin. Și restul are El grijă să deschidă ușile. Amin. Are El grijă să spună pâinea pe masă. Are El grijă să-ți dea hainele de care ai nevoie. La un moment dat vorbeam cu un frate și spuneam, măi, nu știu ce discutam cu el. Zice, bă, frate, bă, dar parcă Dumnezeu știe exact și ce por și cum por și toate mi le pregătește la vreme și la timp. Păi binecuvântat să fie Domnul! Că El vivează și știe de ce avem trebuință fiecare din noi. Binecuvântat să fie în numele Lui Iisus. Și noi ne frământăm ca niște oameni fără minte uneori. Ne trezim așa, nu? Nu. Să ne ierte Iisus. Amin.
ca nu cumva să mi se îngreuieze inimile. Auzi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Diavolul vine și lucrează la inimă. Pune acolo niște greutăți pe inima ta, că nu te mai poți mișca, Doamne. Parcă tot-ți mai greu să vii la biserică, parcă tot mai greu să vii la rugăciune, parcă tot... De ce? Pune greutățile alea în inima ta, se îngreuiază inima. Parcă greu să te alergi cu greutăți pe tine, nu? Mă gândeam la surorile care s-au mai operat să slăbească. Păi e normal că e greu să cari acolo greutatea aia, nu e așa? Te dor și oasele, te dor. E cam așa e și viața spirituală. Cu cât ești mai ușor. Aleluia. Ușor, legat, depărtează pe greutățile din inima ta, poverile. Nu le mai lua tu, omule, mamă, tată. Nu le mai lua tu. Aruncă-le asupra lui. Că așa mi-a lăsat scris. Mărit să fie Iisus. Așa a spus el. Eu vă spun ce a scris el aici. Că el știa că noi suntem oameni mai mult robiți așa de pământul ăsta. Zice, măi oameni buni, măi frați din imanuri bune, cu problemele, cu îngrijorările voastre, luați-le și aruncați-le asupra mea. Că eu le duc, eu le car în fiecare zi mărire lui. Aleluia! Dacă o spune el, frații mei, haide să-l credem pe el. Ia pune la probă. Și nu te mai frământa deloc. Arunca asupra lui și îți va purta Domnul de grijă și la cap copii, și la nepoți, și la familie. Tu fii fericit. Te-a chemat Domnul la fericire. N-are voie pocăitul să fie supărat și trist. N-are voie. Nu, n-are voie. Nu ne dă voie Biblia. Păi dacă Dumnezeu a pus în noi Duhul Lui cel Sfânt, nu? Păi Duhul ce produce? Bucuria! Așa auzeam la rugăciune. Îngrijorările produc întristare. Te uiți la îngrijorări, la îngrijorări și minimalizezi puterea lui Dumnezeu. Nu mai vezi pe Dumnezeu din pricina îngrijorărilor. Ai lăsat să crească așa. Și a necat sămânța. Și nu merge. Nu merge. Nu-i bună viața asta spirituală. Să lasă să crească buruienile așa, îngrijorările, ca să neacă. Așa scrie. Nu? Așa scrie. Lasă, fă inima ta bună să crească cuvântul. Să slăviți să fie Domnul. Să te bucuri și să se bucure Dumnezeu de felul, cum rotește inima ta. Să vezi dragostea, iubirea, bunătatea, blândețea. Lucrurile care se cauți în fiecare zi, să fii mai aproape de Domnul și să faci lucrurile care se bucură Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la asta. De ce? Dragii mei, uitați-vă ce spune. Că ziua aceea va veni ca un las peste toți cei ce locuiesc pe toată fața Pământului. Vegheați dar în tot timpul. Adică 24 din 24. Asta e. Noi uneori ne facem așa, mă apropii și închei imediat. Ne facem, bă, e joi astăzi. Bă, ce am mai făcut astăzi? Nu știu ce. Sâmbătă la fel. Mă uitam și sincer, acum nu fac aluzii, da? În mod special la persoanele din familia mea. Duminica trecută, când am avut cină, am luat cină. Dar cred că mai vedem anumite persoane numai la cină. La săptămâna cinei. Eu tot spun, frați, dragii mei, frați, surori, haideți să nu ne amăgim. Să nu ne amăgim. Că dacă venim și luăm cină, doar o dată sau de două ori la lună, sau când o fi, am rezolvat situația. Nu. Aici spune, în tot timpul. Voi cum înțelegeți? Când zice în tot timpul, voi cum înțelegeți? O dată la lună, o dată la trei luni, o dată pe săptămână? Când zice 24 din 24. Să vii, Doamne, acolo cu copiii. Lasă copiii să plângă, să urle.
Să veniți în adunare ca să ne trezim. Așa cum spune apostolul apostolul Petru, încingeți-vă coapsele minții. Să-ți vorbească Duhul Sfânt la nivelul minții prin cuvânt și să pleci de aici schimbat și transformat, să vezi golurile și lipsurile din viața ta. Să nu fii amăgit așa ca fecioarele și eu mai știu ca ceilalți și alții. Să se îndure Domnul de noi. Nu? 24. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, spune David. Enoch 300 de ani în fiecare zi. Adică nu în fiecare zi, într-o zi, Domnul te va duce acasă la el. Nu? Că așa spune, eu știu, am auzit-o și eu. Că Domnul a spus, Enoch, ai umblat 300 de ani cu mine în fiecare zi aici pe pământ. Acum vreau să te duc acasă. Cum cu Dumnezeu, El te va duce acasă. Că să aleluie toate. Aleluia! Universul funcționează după ceasul Lui. Pământul ăsta, cu tot ce este pe El, este a Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Și El a spus cuvântul ăsta și L-a lăsat. Și-i făgăduința Lui. Și mă duc să vă pregătesc un loc. Știți că El asta vrea? Că noi, ăștia muritorii de aici, să fim cu El. Să fim cu El, dragii mei! Amin! Mărire Lui și să fim totdeauna cu El. Așa spune Apostolul Pavel în Tesalonice, nu? Și veți fi totdeauna cu El. Doamne, ajută-ne la asta. Daniele, căruia îi slujești necurmat lui Dumnezeu. Fără compromis. Nu și-a compromis viața. Nu. În fiecare zi se ruga de trei ori pe zi, activitățile lui le făcea tot ca mai înainte, după, și după legea împăratului, și după tot ce a fost dat. Iubiții mei. Așa a spus aici cuvântul și închei. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă. Asta trebuie. Ajută-ne, Doamne, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Puterea nu o primești decât din cuvânt, din rugăciune, din stăruință în Duhul Sfânt. Primești putere. Mașina nu vine așa benzină așa, mergând pe drum. Nu, nu. Tu trebuie să te duci la stație. Nu? Dacă nu te duci la stație să încarci, nu mai poți călători cu mașina. E, cam așa este și viața noastră. Puterea o primim prin rugăciune și prin cuvântul Domnului. Apoi prin zi de post. Postim cine poate. Da? Ca să putem să stăm în picioare. Doamne, ajută-ne la asta. Să nu ne plecăm iarăși, spunea Apostolul Pavel în Galateni, sub jugul robiei. Nu, nu. De acolo ne-a scos Domnul din robie și ne-a așezat pe verticalitate. Și Domnul să ne ajute să rămânem în felul acesta. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.